Seara. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă mulțumim în primul rând pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumim că v-ați rupt câteva ore, două, trei ceasuri, eu știu, pentru a putea fi prezenți aici alături de noi, în jurul memoriei, în jurul amintirii acestor oameni extraordinari care la cumpăna veacului trecut au avut îndrăsneala ca pe toate catenele munților Carpați și până pe podișul Dobrogei, lângă mare, să se ridice la luptă cu arma în mână împotriva comunismului, scriind o pagină de istorie unică în cadrul Europei de Est, unică în lumea țărilor care au căzut, din păcate, de partea stângă, ca să zic așa, a cortinei de fier. Astăzi vom vorbi despre rezistența în munții Brașovului. Este un capitol despre care s-a vorbit mai puțin. Au apărut două ediții după 1990 din această carte. Aceasta este cea de-a doua ediție, apărută în 1997, dacă nu mă înșel, nu? Nu? 96. 1997, da, la Brașov. Prima ediție, care a apărut imediat după 1990, dacă nu mă înșel, în Statele Unite, da, la editura lui Traian Golea, a fost o ediție care a cuprins doar memoriile lui Petre Baicu, luptător anticomunist din Brașov și unul din inițiatorii acestei rezistențe care s-a format imediat după invadarea țării de către sovietici și pe fondul primelor măsuri de instaurare în etape în acei câțiva ani a regimului susținut de aceștia, regim marionetă, regimul comunist. Ulterior, deoarece a existat o perioadă când Petre Baicu a lipsit din motive de clandestinitate, a lipsit din Brașov și pentru că se afla în viață Alexandru Salcă, de asemenea luptător anticomunist și el fost deținut politic timp îndelungat, care fusese protagonist al acestor activități clandestine de mare amploare, după cum veți vedea și în carte, dar și pentru faptul că la rândul său Alexandru Salcă știa foarte multe lucruri care îi scăpaseră lui Petre Baicu, au scos această a doua ediție pe care domnul Horia Salcă mi-a arătat-o puțin mai înainte, în 1997, și practic de atunci și până în urmă cu aproape 2 ani nu a mai apărut această carte. Simțindu-se lipsa, am hotărât, era o mai veche intenție de a noastră, dar intențiile noastre sunt în general, sunt puse în practică cu întârziere din cauza dificultăților de ordin financiar pe care le cunoașteți și până când găsim soluțiile, se mai trece timp. Suntem mulțumiți însă că am reușit să punem pe piață și această carte, deoarece este un dosar foarte important. Și este, așa cum spuneam, unul din primele volume memorialistice apărute imediat după decembrie 1989. Tot atunci, în anii aceia, în primii ani de după căderea comunismului, a apărut un alt volum amplu de memorii al lui Filon Verca, care a parașutat în România vândută. Acela a apărut la București, la editura Gordian, în 92, dacă nu mă înșel, și care prezintă în detaliu rezistența armată din munții Banatului. O carte foarte voluminoasă și pe care ne-am propus de asemenea să o reedităm cât de repede vom putea. Și tot atunci, în perioada aceea, 91, așa, 92 sau 93, apare tot la Traian Golea în Statele Unite pentru prima oară, pentru că apoi să apară din nou în 1999-2000, cartea lui Nicolae Ciolacu, liderul, unul din ultimii lideri ai haiducilor Dobrogei, ai rezistenței din zona Dobrogei. După aceea au urmat în 1992 primul volum din Brazii se frâng, dar nu se îndoiesc, al lui Ion Gavrilo Ogoran, urmat de al doilea volum,
și au început să apară completări astfel încât să se completeze, să zic așa, acest puzzle al rezistenței în Carpații Românești și în zona Dobrogei, care, repet, se distinge clar în cazul țărilor din fostul lagăr comunist prin faptul că este cea mai amplă și cea mai îndelungată, cea mai longevivă rezistență armată, formă de luptă, deci formă militară armată de luptă împotriva comunismului. Dacă completăm și cu cei care au fost parașutați de aviația militară americană între 1951-1953, în cazul acelui proiect americano franco-britanic la nivel de servicii secrete, având în vedere că au fost doar 3 țări în care s-au parașutat insurgenți, România, Albania și Ucraina, România fiind pe locul 2 ca resurse și personal care au fost angajate conform mărturiilor oficialilor CIA și a ultimilor documente declasificate de CIA, putem să spunem că avem cu ce ne lăuda, avem de ce să fim mândri. Chiar dacă a fost una dintre cele mai puternice și mai aberante uneori forme forme de represiune în această țară, rezistența a fost pe măsură. Și poate tocmai pentru că a fost o rezistență atât de amplă a acestui popor sănătos, viguros, care a reacționat natural împotriva comunismului, poate tocmai de aceea a și fost represiunea atât de cumplită. Avem 3 invitați și nu întâmplător, toți 3 sunt brașoveni. Toți 3, deși sunt generații diferite, i-au cunoscut bine, au fost legați într-un fel sau altul de cei 2 autori, de regretații Petre Baicu și Alexandru Salcă. Îl avem astăzi seară din nou alături de noi pe domnul președinte al Asociației Foștilor Deținuți Politici, domnul Octav Joza, care a fost cea mai mare parte a timpului președinte al filialei Brașov a Asociației Foștilor Deținuți Politici, unde s-a aflat pe aceeași baricadă după 1990 în lupta împotriva structurilor comuniste și neocomuniste alături de Petre Baicu și Alexandru Salcă. Îl avem alături de noi pe domnul Marius Ovrea, istoric, zic eu că singurul specialist în istoria securității, fost consilier al președintelui Emil Constantinescu și al primului ministru în timpul guvernării Popescu-Tăriceanu și nu în ultimul rând fondatorul practic al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, om care a luptat și luptă pentru descoperirea celor care au fost vinovați care se fac vinovați de crime împotriva umanității, dar și pentru aducerea la lumină a osemintelor celor exterminați de organele represive comuniste. Și nu în ultimul rând, pe domnul doctor inginer Horia Salcă, care se află într-o scurtă vizită în țară, dânsul locuind în ultima vreme mai mult în Marea Britanie, este chiar fiul lui Alexandru Salcă și este un, printre altele, un om cu dedicat științei, dedicat cercetării și cu deosebite contribuții pe tărâmul istoriei științei și tehnicii atât în România cât și la nivel internațional. Încercăm, deci, să ne amintim de Petre Baicu și de Alexandru Salcă și să aruncăm o privire asupra ceea ce a însemnat imediat după invadarea țării de armata sovietică, organizarea primelor structuri de rezistență, care au preluat inclusiv pe cei parașutați de aviația germană în perioada aceea, trimiși anume în România pentru a sprijini această organizare a rezistenței anticomuniste. Și o să încep, așa cum e normal.